Corvinul Hunedoara s-a reunit pentru primul antrenament din acest an. 21 de jucători au fost prezenți la sesiunea de pregătire condusă de staful tehnic al lui Florin Maxim pe arena Michael Klein. Singurul absent motivat a fost Viorel Lică, fundașul central, având o problemă medicală care îl va ține departe de teren pentru câteva zile. Corbii albaștri continuă pregătirea pe plan local în următoarea perioadă, până la primul amical, cel de pe 20 ianuarie, cu Unirea Dej. Dincolo de duelul cu această echipă, Corvinul va mai juca în compania celor de la ACS Mediaș în 23 ianuarie la Sibiu, cu CSC Dâmbovița în 26 ianuarie la Hunedoara și cu FC Bihor în 31 ianuarie tot la Hunedoara. Până atunci însă antrenorul albaștrilor spune că mi-am văzut cu o stare de spirit bună, cam lungă vacanța, sincer, dar a fost benefică. Săptămâna aceasta, oricum am luat în calcul niște antrenamente de adaptare, nu vor fi foarte, foarte solicitante, dar nici foarte moi antrenamentele. De săptămâna viitoare intrăm cu niște teste și cum i-am văzut pe băieți, chiar arată foarte, foarte bine. Am ținut să păstrăm lotul pentru perioada care urmează. Ne-am propus niște ținte, niște jucători, să vedem dacă putem să și aducem, dar nu vor fi mari schimbări în cadrul lotului. Cel puțin perioada asta ne interesează, să identificăm niște juniori buni, de calitate, care să ne ajute și pe viitor, și anul viitor. Câteva nume avem în cap, dar să încă o dată să vedem dacă putem să și aducem. După aceste teste de verificare, corviniștii vor pleca în Antalya în perioada 3-13 februarie pentru stagiul de pregătire centralizată, urmând să dispute și acolo 3 jocuri amicale. 2 dintre acestea au fost stabilite deja pe 6 februarie în compania polonezilor de la Miej Legnița și pe 12 februarie cu FK Andijon din Uzbekistan.